Onorată asistență, stimați colegi, dragi cetățeni, deja mai mult de 2 luni de zile, Republica Moldova, împreună cu întreaga planetă, luptă cu acest virus ucigător, care a afectat, de fapt, toate domeniile vieții noastre. Este o tragedie, o năpastă mare. În Republica Moldova sunt persoane, peste 2.770 de persoane deja îmbolnăvite, și respectiv avem persoane decedate. Chiar dacă prognozele nu sunt destul de optimiste și îmbucurătoare, vreau să zic că inclusiv noi, care suntem în această sală, ar trebui, și eu cred că noi avem capacitatea să gestionăm corect această situație, ca impactul asupra sănătății oamenilor, asupra vieții oamenilor, dar și asupra domeniului economic pe care subiectul discutăm astăzi să fie minimalizat. Situația financiară, să recunoaștem, și capacitatea noastră de a ne unifica eforturile și a gândi statal la nivel de țară, să spunem foarte sincer, ne-a găsit nepregătiți. Virusul a lovit în cetățeni, în sănătatea oamenilor, a lovit economia și, respectiv, efectele care urmează depinde și de noi astăzi. Dacă noi cu adevărat putem să gândim, să lăsăm populismele, să lăsăm acele interese, poate politice, și să gândim statal. Situația excepțională a remodelat modul de adoptare a deciziilor la nivel de stat în această perioadă. Comisia Situației Excepționale a fost aceea care și-a asumat decizii altădată deloc ușoare, decizii în mare parte poate și nepopulare, neînțelese de cetățeni, ne mai vorbim că și noi, cred că unele nu le înțelegeam. Dar ședința de astăzi demnotă faptul că rolul Parlamentului în gestionarea acestei situații este imperios necesar, doar că, încă o dată, vreau să vă chem să lăsăm declarațiile politice și să gândim real ce putem face noi astăzi pentru a îmbunătăți situația în domeniul sănătății, pentru a proteja medicii, pentru a dota spitalele, pentru a sprijini mediul de afaceri de colapsul economic. De cheie vă chem, într-adevăr, să ne unim voința în a consolida aceste domenii, inclusiv prin sprijinirea acestui proiect de lege. Corect a fost menționat, nu e suficient. Probabil că fiecare din noi își dorește mult mai mult pentru mediul de afaceri și credeți-mă că și noi, cu colegii din Partidul Democrat, avem foarte multe propuneri care ar fi într-adevăr să sprijine mediul de afaceri să se dezvolte. Dar trebuie să înțelegem că avem anumite capacități financiare și acestea trebuie să fie îndreptate către mediul de afaceri. De fapt, responsabilitatea de redresare a situației trebuie să ne-o asumăm cu toții, atât statul, în măsura capacităților și realităților actuale, desigur mediul de afaceri, în măsura iarăși a capacităților și a posibilităților, dar și fiecare membru al societății. Eforturile trebuie să fie conjugate, trebuie să fie consultate, trebuie să fie, într-adevăr, aduse la cunoștință așa cum ele au fost propuse real, nu cum vrea cineva să le aducă societății. Dacă doriți, noi la moment trebuie să asigurăm impulsionarea dezvoltării economice, reinventarea paradigmei economice a Republicii Moldova, reieșind din capacitățile financiare și materiale de care dispunem. În acest scop a fost propus și actualul proiect de lege. Am spus, desigur, ne-am dorit mai mult. Nu e suficient ce s-a propus. Mai mult suport pentru întreprinderi, pentru afaceri, pentru economie națională. Mi-aș fi dorit să fi avut rezerve comparabile cu statele europene, cu statele moderne care și-au permis miliarde de euro, s-a vorbit astăzi aici în sală, pentru sprijinirea business-ului, sute de milioane pentru sistemul medical. Spre regret, Republica Moldova trăiește o altă realitate. Sunt multe, mult mai multe propuneri pe care Partidul Democrat și le-ar dori să fie incluse, inclusiv deja în acest proiect.
Din câte cunosc, Ministerul Economiei și Infrastructurii depune efort pentru susținerea IMM-urilor, dezvoltarea comerțului electronic, dar și lucrează la elaborarea unui eventual pachet suplimentar de susținere a economiei. Sunt convinsă că ne dorim cu toții ca agenții economici să reziste acestei crize, să-și revină cât mai repede și să se dezvolte în noile condiții. Vreau să îndemn pe oamenii de afaceri să fie vizionari și să regândească instrumentele și mecanismele de activitate. Lumea s-a schimbat, iar COVID-19 deja ne impune să regândim procesele economice și modul de dezvoltare al afacerilor. Împreună cu colegii din PDM am înaintat un șir de propuneri menite să redreseze situația economică în țară și pentru viitor și după COVID și să contribuie la viitoarele dezvoltări. Noi nu suntem adepții propunerilor și ideilor populiste. Înțelegem însă foarte bine care sunt posibilitățile financiare. Anume de asta ne-am axat pe o abordare pragmatică și nu una politică. Nu voi deschide parantezele unor decizii din trecut care au lovit domeniul Horeca și astăzi noi suntem acei care suntem avocații acestui domeniu, stimați colegi, sau alte sectoare ale economiei. Impozitarea etichetelor de masă și noi vorbim astăzi de protecția cetățenilor, iar astăzi sunt speculate prin abordări cel puțin semi-ipocrite. Stimați colegi, vă îndemn să facem acest prim pas de susținerea mediului de afaceri, am zis, este prim pas, fiind convinsă că votul nostru unit va contribui la reabilitarea situației economice și va oferi posibilitatea salvării a cât mai multe domenii de afaceri. Vreau să menționez că situații sectoriale trebuie să continue. Viața și sănătatea oamenilor, precum și salvarea economiei, sunt principalele priorități ale zilei de astăzi. La asta vă îndemn, stimați colegi. Mulțumesc!